animatronicul bun la mine. Salutare, prieteni, cu voi iarăși Motan Show. Animatronicul Bonnie a venit la mine acasă, iar dacă nu vreți să vină chiar acum la voi acasă, Bonnie, rupi butonul de like și abonează-te. Deci, prieteni, băiatul spune că acum a filmat, uitați-vă, a instalat o cușcă cu pizza pentru cica, adică nu glumesc, prieteni, pentru Bonnie. Interesant, va veni la bluful ăsta domnul Bonnie. Eu cred că habar n-am ce cred eu. Cred că va veni, prieteni, cred că va veni. Eu sper să vină Bonnie, deoarece doar m-am jucat în FNAF și l-am văzut pe Bonnie. Doar imaginați-vă, prieteni, dacă într-adevăr o să vină Bonnie la băiat la ăsta acasă. Nu uitați, scrieți în comentarii, prieteni, cine vreți să fie următorul monstru pe la care să ne uităm noi, să reacționăm. Interesant, ce monstru o să alegeți voi? Cine va câștiga? Haideți să scriem, prieteni, sau Chica va fi următorul, sau cine, la cine n-am reacționat, sau la Freddy, prieteni. Scrieți în comentarii la cine să reacționăm la următorul. La Chica cum vine acasă sau la Freddy. Deci, prieteni, nu uitați să vă abonați dacă scrieți în comentarii și nu uitați să rupeți butonul de like, ca de obicei, deoarece când văd foarte multe like-uri sunt foarte bucuros. Deci, prieteni, uitați-vă, băiatul chiar a instalat, uitați-vă, o tablă pe care era scrisă Pizza Freddy. Stai! Băiatul spune că pentru prima dată vede acest microbuz negru. Oh my god, spune că este asemenea unui autobuz dintre care ies animatronicii, sau poate în jocul FNAF a apărut vreodată acest autobuz, microbuz, prieten. Ok, băiatul spune că a comandat doar pe animatronicul Bonnie, nu pe autobuzul ăsta, pe microbuzul ăsta. Oh my god, ciudat, ciudat, prieten. Ok. Ne uităm foarte atent, prieteni, uitați-vă pe la garajul ăsta, nimic interesant, doar că autobuz. Interesant, cine poate să fie în autobuzul ăla? Ok. Băiatul spune că în jur sunt blocuri înalte, ci doar garajul ăsta mic a rămas. Wow, wow, wow! Uitați-vă, prieteni! Oh my god, uitați-vă, bătaia sânge și crime signs do not cross. Nu aveți acces, prieteni. Oh my gosh! Deci, adică poliția a fost aici, a lipit acest scotch. Oh my gosh! Oh my god! Băiatul spune că probabil este Bonnie, a venit aici și uite, din cauza aceasta a apărut aceste chestii. Oh my god! Păi, dar nu m-am așteptat niciodată să vină Bonnie chiar acum. Ok, deci cum nu m-am așteptat? Cred că mă aștept să vină Bonnie. Ok, uitați-vă în parter, nimic interesant. Totul este curat, uitați-vă, nimic interesant nu vedem în pe scările acestea. Ok. Uitați-vă, totul a fost filmat pe 5 februarie. Oh my god, asta a fost pentru mine 7 zile. Au trecut deja. Doar că cine se uită, prieteni, scrieți în comentarii pe ce dată vă uitați la acest video. Stai, ce? Stai, ce? Oh my god, băiatul spune că liftul s-a blocat între etaje și s-a deschis ușile. Oh my god, ciudat! Băiatul spune că poate i-a spart liftul niște hackeri și uitați-vă. Oh my god, spune că miroase criminal. Ok, da, nu m-am așteptat, uitați-vă, s-a oprit liftul. Oh, fuck. Interesant. Băiatul spune că este frică să nu iasă de acolo, să intre în lift acest Bonnie, prieteni, animatronicul Bonnie. Eu sper că nu va ieși niciodată Bonnie de acolo. Doar imaginați-vă dacă vă dați cu liftul și la un moment iese Bonnie și îți spune salut. Ok, uitați-vă, pe etajul lui totul este liniștit, totul este bine. Interesant, prieteni, cine va apărea chiar acum? Bonnie va veni sau, ca de obicei, știți, al comenzi pe Bonnie de pe Darknet, dar nu-ți vine Bonnie, ci un alt monstru.
Băiatul spune dacă, imaginați-vă dacă în chestia aia unde cum liftul merge, în tunelul ăla, este diferite ieșiri pentru animatronici sau intrări pentru animatronici. Ok, băiatul, uitați-vă, deja februarie, doar că Bradul mai e în casă. Ok. Deci totul este dormitor, totul este curat, în siguranță, animatronicii n-au venit și cred că n-au de gând să vină. Până când, uitați-vă, nimic interesant nu s-a întâmplat, doar am văzut o bâtă sângerată și cușca pe care a instalat-o băiatul ăla. Băiatul crede că Bonnie este atât de prost că se va cumpăra la chestia aia cu pizza și va intra în cușca aia. Nu, eu nu cred, nu este atât de prost. Da, băiatul spune, uitați-vă, în cușcă nimeni nu a intrat. Ok. Oh my god, prieteni. Da. Interesant, unde e poliția? De ce n-au luat? Oh, uitați-vă, camera 3 a apărut iarăși microbuzul ăla și deja, uitați-vă, ușile sunt deschise. Oh my god. Interesant cine a ieșit din microbuzul ăsta? Animatronicul Bonnie sau poate un alt, poate Gregory? Doar că Gregory este micuț, adolescent și nu are de cum să aibă permis de conducere. Ok, ușile sunt deschise, microbuzul negru. Uitați-vă, s-a oprit la blocul lui. Oh my god, ceva foarte ciudat. Interesant, de ce nu sună la poliție să spună, păi, ceva... Oh. Uitați-vă, aici pe camera aceasta de supraveghere era microbuzul ăla. Acum, dacă ne uităm, a dispărut ce a apărut pe camera 3 în fața blocului. Da, ciudat. Ok. Deci, camera 5, este scris, prieteni, în limba rusă, sunt aici. Oh my gosh. Uitați-vă pe garajul ăsta, este pe porțile garajului, este scris, sunt aici. Oh my god. Da. Animatronicul Bonnie a venit la el acasă. Deci până când nu l-am văzut pe animatronicul Bonnie, ci doar ceva indice că va veni animatronicul Bonnie. Sau poate, știți, l-a comandat-l de pe Darknet și uitați-vă, nimeni nu va veni. Ok. Băiatul spune că scena aceea criminală unde sunt diferite chestia aia cu scoci și bâta de sânge. Uitați-vă. Interesant, cine a lăsat totul și unde este poliția? Unde este poliția care totul, nu știu, ce trebuie să facă Bonnie? Să-l prindă pe Bonnie, pe animatronicul Bonnie? Eu cred că poliția nu are nicio șansă împotriva animatronicul Bonnie. Ok. Sau poate aia este pasnicul Vanessa din FNAF Security Breach? Cum credeți, prieteni? Doar bâta și sânge, prieteni. Ok. Băiatul spune că este uimit ceea ce vede chiar acum pe camerele acestea de supraveghere. Camera nouă. Totul este curat. Nimeni nu mai e. O, uitați-vă, camera 11. Liftul, ușile sunt deschise între etaje. Oh my gosh. Oh my god, băiatul spune dacă liftul va cădea. Stai. Oh my god, băiatul spune că este chitara lui iepurașul Bonnie. Băiatul spune că Bonnie deja probabil să fie la el în bloc. Oh my god. Spune că poate Bonnie speră că băiatul va ieși din apartament. Băiatul spune că ceva dorește acest Bonnie de la el. Eu cred că îți dorește sufletul. Sau îl caută pur și simplu pe Gregory. Vrea să prietenească cu Gregory. Oh, băiatul spune... Camera 15? Camera 15 nu funcționează. 16 nu funcționează. Și acestea toate camere sunt la el, instalate la el în apartament. Ciudat. Oh my god, camera 17 tot. Uitați-vă, nicio cameră care este instalată la el în apartament nu mai funcționează. Oh my god, băiatul spune că... Stai, camera 18. Camera 18, uitați-vă, funcționează. Camera 19 funcționează.
și camera 20. Deci 15-16 nu funcționează. Asta totul la primul nivel a acestui apartament. Nimeni nu funcționează, doar la nivelul 2 funcționează. Băiatul spune măcar camera 19 să nu o spargă, deoarece este totul se vede și apartamentul lui chiar se vede de aici. Deci camera 1. Oh! Oh my god! Ăsta este bun, prieteni, uitați-vă. Uitați-vă, s-a uitat direct în cameră și ce face Bonnie? Uitați-vă, se uită direct în cameră și ceva și nu vrea să intre în cușcă. Ciudat. Poate el deja a înțeles ce vrea să facă băiatul, să-l prindă pe Bonnie. Oh my god, doar că uitați-vă cât de ciudat se mișcă. Ce vrea să facă? Pizza Freddy? Oh my god! A aruncat, uitați-vă, asta Bonnie totul a făcut. Și dacă ne amintim, prieteni, pe camera 3 a fost și microbuzul ăla negru. Și uitați-vă, nici pe camera 3 nu e microbuzul și nici pe camera 4 nu mai e microbuzul. Ok. Băiatul spune că poate din microbuzul ăla a ieșit Bonnie. Ok. Stai, ce? Oh my god, pentru prima dată am văzut acest garaj deschis. Oh my god, și uitați-vă, microbuzul ăsta s-a parcat în acest garaj. Oh my god. Oh shit, poate într-adevăr acest garaj este pentru animatronici Bonnie. Oh my god. Prieteni, ciudat. Deoarece până acum niciodată acest garaj nu a fost deschis și uitați-vă, acum este deschis. Camera 6. Pe camera 6, uitați-vă, nimic interesant. Totul este gol. Băiatul spune că deja trebuie, cred că, să se mute de la acest apartament, deoarece deja se parchează lângă blocul lui. Camera 10, 11, uitați-vă, la 11. Ok, băiatul spune că totul este bine. De ce acest Bonnie nu vrea să intre la el apartament? Uitați-vă, camera 15, 16, 17 nu funcționează. Camera 19 funcționează, 20 funcționează. Ok, se uită la camera 1. Oh my god, stai, ce? Oh my god, Bonnie a luat pizza, prieten, din această cușcă. Oh my god. Stai, doamne, nu înțeleg. Dar cum a intrat dacă... Cușca aia trebuie să închidă ușa și uitați-vă, el a furat, a luat pizza și a dispărut. Oh my god. Băiatul spune să scriem în comentarii cum să-l putem prinde pe acest animatronic. Wow, și uitați-vă, garajul acesta s-a închis și uitați-vă ce scris. Sunt aici. Ok. Băiatul spune că trebuie să verifice, într-adevăr, să meargă și să verifice acest garaj. Ok. 8, 9, 10, 11. Nimic fără schimbări, prieteni. Uitați-vă. Camera, uitați-vă, chitara pe... Oh! Camera 13, prieteni, uitați-vă. Se uită direct în... Oh! Uitați-vă, s-a stins camera 13. Deja 4 camere nu mai funcționează. Camera 14. Uitați-vă, deja... Oh, oh! Și camera 14 a fost stinsă. Oh my god! Uitați-vă, deja câte camere nu mai funcționează. Camera 13, 14, 15, 16, 17 și a 18... A 18 funcționează. Ok, băiatul spune că este frică, prieteni. Oh, oh, eu cred că el spune că speră să nu fie pe camera 19 Bonnie la el. Oh my god, eu cred că este, prieteni. Eu cred că, oh my god, și uitați-vă, se uită direct la băiat în cameră. Oh my god. Doar că băiatul spune că, uitați-vă, nu se mișcă. Oh my gosh. Ce vrea să faci? Numai nu spune că vrea să meargă la el. Nu, el vrea să plece, prieteni, la
sau toți, haide, mergem la animatronicul Bunny. Doamne, dar arată foarte, foarte ciudat animatronicul Bunny. Oh, deschide ușa și oh my god, uitați-vă, prieteni, animatronicul Bunny la mine, oh my god, la el în casă, oh my god. Ciudat, uitați-vă cât de ciudat arată animatronicul acesta. Oh my god. Prieteni, dacă v-a plăcut acest filmuleț cu animatronicul Bunny, nu uitați să rupeți butonul de like, să vă abonați și să distribuiți acest video la toți prietenii. Pa, pa la toți!